În vara anului 1935, când părintele Paisie era în mănăstirea Slatina, Fălticeni, a pornit peste munte cu ucenicul său spre Schitul Rarău. După patru ore de mers a ajuns într-un sat mic situat chiar sub muntele Rarău numit Slătioara. Iată că este o femeie înainte. Părinte, este aici aproape o femeie bătrână care de trei zile se chinuie cu moartea și nu poate muri. Veniți vă rog să-i citiți o rugăciune că tare se chinuie. Cum a intra părintele în casă, s-a uitat la bătrâna care era în agonie, i-a citit morifta de darea sufletului, apoi a întrebat pe cei din casă. Nu cumva bătrâna este certată cu cineva și nu s-a împăcat? Ba da, părinte, răspunde fica ei, este sfădită cu o femeie din sat și aceea n-a vrut să ierte. Chemați pe femeia aceea în coach. Cum a venit părintele, i-a spus. Stai în genunchi lângă bătrână, iei mâna în mâinile tale și zi din toată inima, iartă-mă mătușe și Dumnezeu să te ierte apoi sărută-i mâna, cum a rostit femeia cuvintele de iertare și a sărutat mâna îndată sufletul bătrânei s-a despărțit de trup. Atunci părintele a zis, iată de ce nu putea muri bătrâna, sufletul ei aștepta iertarea și împăcarea ca să poată vedea pe Dumnezeu.